La MasterChef am venit să le arăt că la anii mei știu să gătesc, fără să fac școală de bucătari, cum se gătește în Ardeal. Acest preparat l-am ales pentru că este făcut de mulți ardeleni și are un gust foarte bun. Cu cârnăciori, cu costița fumată, cu ardei, cu ceapă, cu piper, foi de dafin, pătrânjel, mărar și puțină dragoste. Bună seara! Bună seara, bună seara! Bună seara, bună seara, domna! Bună seara! Cum mă numiți? Mă numesc Nelly Cerna. De unde vii, Nelly Cerna? Sunt născută în Valea Jiului, vin din București, locuiesc în București. Am o întrebare. Spuneți, vă rog. Ce cauți la bucătăria și la MasterChef? Aș dori să arăt tuturor că ardelenii știu să gătească. Tradiția românească este o tradiție foarte frumoasă. Este ceva de nelocuit. Ce ne pregătiți, doamna, astăzi? Trebuie să grăbiți, este o tocăniță ardelenească. Foarte bine. Vă cer scuze pentru că timpul a fost foarte scurt pentru carnea de porc. Pornește focul, te rog frumos, pentru că nu aveți timp. Ingredientul cel mai secret la această tocăniță este să pui multe dragoste, iubire și, în al doilea rând, să te gândești la cei care iubești. Am iubit un singur bărbat pe care toată viața mi-a rămas în suflet. Lui nu-i plăcea tocănița cu piept, cu cârnați, îi plăcea, cu de nu toate? Nu știu dacă îi plăcea, îi plăcea și altă tocăniță. Am înțeles. Mai schimbat ciorba cu... Câte tocănițe i-au plăcut? Cred că mai multe tocănițe, ca mai mult câte este la oală. Dar nu contează asta, să știți că a fost un băiat bun. Poate nu ne-am înțeles, poate caracterul meu a fost mai reținut. Sunt și eu o zodie foarte periculoasă. Berbec. Dumneavoastră. Și nu-mi place niciodată să mi se spună nimic. Dacă eu vreau să fac mâncarea asta, pe asta o fac. Păi uite, o să vă spunem noi că nu mai aveți foarte mult timp. Și eu sunt gata. Gata. Puneți în farfurie, vă rog. Pune în farfurie, vă rog. Vreau să spun ceva ce e legat cu de dânsa. Părinții mei a divorțat. Noi, când a făcut pe vârstă mai mare, a rugat noi pe mama și nu să stea singura. O să fii zi. O să fii zi ca noi trec, se căsătorit, se face ca se căsătorit. Iar singură. Se plecam noi, da? Și te vrea singura. Și a căsătorit acum 22 de ani, acum a căsătorit, și sunt un foarte mulțumit și soțul a grijă de ea. Când ești tânăr, trece ușor, la exact. Bătrânețe e greu. Exact, da. Exact, da. Sunteți gata, doamnă? Da, imediat, vă rog. Hai că tocăniță, practic, e... E tocăniță. Ne-am dorit o tocăniță. Nu, eu ascultam ce a spus master. A, mersi. Și ca mamă este foarte greu să crești copilul. Foarte greu. Acum urmează să se ascult și pe dumneavoastră. Acum vine și gustăm noi. Este greu ca un om simplu să ajungă în fața MasterChef, unde este foarte greu, foarte greu. Trebuie să cunoști foarte multă bucătărie. Domnul Haddad m-a impresionat foarte mult. Am mâncat și mai bune. Am mâncat și mai proaste. Sunteți undeva la mijloc pe lista mea de tocăniți. Eu vreau să-i mulțumesc doamnei pentru faptul că gătind zi de zi aceste rețete, tradiția noastră gastronomică încă e vie. Din partea mea aveți un da. Vă mulțumesc. Doamna Nelly, sunteți în zona de confort aici cu acest preparat. Dar, dacă ieșiți din zona de confort, oare cum o să vă descurcați?
Asta este dilema mea. Cred că mai bine. Mai bine? Cred că mai bine. Sunteți și competitivă. Suntem într-o competiție aici. Dacă vrei, poți. Degeaba spuneți dumneavoastră, nu mai găti niciodată, că tot am să gătesc. Doamna Nelly, dacă vorbim de preparat dumneavoastră, este o prezentație jalnică. Nu are prezentația deloc. Adică o tocaniță, o mamaliga și ardei iute de la grădinar este perfect. Tocanița nu a fost rău. A fost bună. Se vede acolo, a dat niște suflet. Dacă ai dai suflet, n-apărat trebuie să iasă. Să iasă foarte, 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 foarte bună. Primitai colegii mei, da? Se vorbesc pe locul tău, șefua. Deja aveți un da de la Radu, dar o să dai un șorț din partea noastră. Aveți trei de da. Trei de da, doamnă. Bine, doamnă. Am simțit o furnicătură din cap până în picioare pe care nu vă pot explica. Nu-ți trebuie bani, nu-ți trebuie averi, nu-ți trebuie comori. Îți trebuie decât bunătate și îți trebuie multă ambiție. Adică să știi că vrei să faci ceva. Deci avem și model de curaj în emisiune pentru concurență. Știi, mi place așa femeia așa de pe vârstă, cum a zis, pe vârsta. Eu văd pe ea când, cum spun așa, de ce mama mea, când era pe vârsta 68 de ani, nu a plecat la emisiune? Pentru că nu era. Da. Mama noastră a stat acasă și a gătit. Uite, domnule. Da, asta îmi place foarte mult, cum a zis tu, rămân tradiția.